Hei, gogoși, bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims! Poate cu cele mai tari gogoși, cele numai la Dea Gaming, așa că abonați-vă și fiți delicious și gogolicious ca întotdeauna și activați clopoțelul în momentul ăsta. Yummy, ce facem azi? Păi întâi eu zic să le explicăm la gogoși problema noastră cu microfonul din ultimele episoade. Exact, din păcate am băgat un fel de opțiune cu programul de editare, unde microfonul meu a fost dat mai încet și cumva s-a cam distorsionat, ca să zic așa, și a avut o problemă cu microfonul, dar ne-am dat seama de-abia după aceea. Și noi filmasem deja mai multe episoade și tocmai de aceea nu ne-am dat seama de problema asta la timp, dar am remediat-o, așa că mă aud mult mai bine acum. Mm-hmm. Și putem cânta. Și... Nu, te rog, nu trebuie să cânti. Nu cântăm? Nu. Peste rău și pe impă... Nu, te rog. Nu? De ce? Nu-i bună vocea sau luăm copyright? Luăm copyright. A, e prea bună vocea ta și tocmai de aia luăm copyright. Da, se confunde, nu? Da, exact, se confunde. Ok, suntem la fica noastră, Natalia, și am venit aici pentru că am zis că e timpul să se revadă cu fica ei de mult pierdută, pe care a lăsat-o în grija tatălui. Exact. Și din câte știm, fica ei e deja adolescentă. Deja? Da, e adolescentă. Eu zic să o cheme aici sau să meargă la ea acasă. Să meargă la ea. Sau hai să o cheme aici, na. Mai bine să o cheme. Hai să vedem pe unde o avem noi aici. Jupiter. Melody. Uite-o aici. Ele nu se înțeleg absolut deloc. Ok. Fetița e deja adolescentă. Ok. Ar trebui să vedem ce se întâmplă. Ia să vedem dacă vine în primul rând. Corect. Vă că țipă la ea la telefon, pentru că am auzit-o cum țipa. Înseamnă că nu se înțeleg prea bine. Nu se înțeleg deloc bine. Adică n-am mai văzut-o de 15 ani. Oi de cap. Uite. Stai tu că s-a aici. Uite. Ia să vedem cum arată, pentru că noi n-am văzut-o niciodată pe Melody. Oh, e cam rebelă. Oopsie daisy. E cam rebelă și înțeleg de ce. Pentru că maica s-a lăsat-o. A lăsat-o măsa? Păi, nu fiica noastră nu a vrut-o și a dat-o tatălui? Ai uitat? Ah, da. Oh, e amețită, e beată. Sau ce are? Ok. Nu înțeleg ce are. Ori e beată, ori e amețită. Ori a bătut. De ce careva? Se ceartă? Am impresia că s-au bătut sau ceva de asta e amețită. Hai mă, e mama ta, încercai să legați relația. Nu merge? Încercăm. Uite, are cercel și nas, vezi? Mamă! E plină de tatuaje. Frate. Și are doar 15 ani. Asta da rebelă la vârsta ei, frate. Da, ar trebui și frații ei să vină să o cunoască, zic eu, nu? Da, categoric. Stai, unde pleacă? Unde a plecat? Hai să vină frații ei la ea. Ce să facă? Să-i înjure și pe ei, să se lege de ei? Ce să le mai facă și lor? Da, nu, ea săracă n-are nicio vină. Da, păi practic ea are cea mai mare vină. Nu, de ce să aibă vină? Pentru că fiica noastră a abandonat-o. Ea n-are nicio vină. Ce vină să aibă? Că ea nu-i vina ei că s-a născut. S-a născut? Eu am crezut că ea nu era min? Rea? Nu era rea. Era doar... Aveam impresia că și ea este rea și de asta... Nu, e problema care era că era fiica răpitorului. Și de asta fiica noastră nu prea se înțelegea cu ea. Chiar că uitasem. Unde merg cele Eu două? Am confundat-o cu Kenya. Păi nu mai confunda cu Kenya. Păi sunt atât de mulți copii în jocul ăsta, nu mai țin minte nici eu. Uite, gata, acum se întâlnește cu frații ei. Toți au alți tați. Ce bun am văzut. Da, fiica Kenya are tată pe... Nu, Kenya are tată pe tine. Pe mine... Nu, ăștia sunt alții, Flo, alții. Fii pe fază. Nu, eu mă... Îți nepoții noștri, Flo. Am înțeles, eu ziceam un exemplu, era amuzant. Ziceam că fiica X are tată pe Y, fiica Z are tată pe altcineva și tot așa mai departe. Mm-hmm. Deci e o harababură totală cu toți tații ăștia. Da, eu înțeleg fiecare ce se întâmplă. Uite, a venit și maica sa. Sper că se bucură că copiii ei se înțeleg atât de bine. Oarecum. Trebuie să bucuri. Păi că ei, da, se înțeleg între ei ca și frați. Uh-huh.
E o reuniune de familie chiar drăguță. Uite. Nu? Nu că vorbesc între ei, aia văd că e tristă. Dar văd că se simte umilită, dar nu înțeleg de ce. Poate din cauza că cei doi au crescut alături de mama lor și se înțeleg atât de bine și ea, sărăcuța, na, se simte... Dată la o parte. Dată la o parte, da. Da, se poate. A, uite, da, îi jignește. Ai, mă. Mm-hmm. A, dar și ea s-a făcut rea. Deci mi-a pare că și ea s-a făcut rea. Pe bune? Mhm. A, deci până și la urmă și ea era. Nu era, s-a făcut rea. S-a făcut, din cauza anturajului. Da. Văd că-i ceartă. Ei încearcă să fie drăguți, dar se ceartă. Deci ei așa nu sunt să înțeleagă niciodată cu sora lor. Păcat. Hai să vedem, poate mai convingem să se înțeleagă măcar fiica noastră cu ea. La urma urmei ar trebui să se înțeleagă. Sunt mamă și fiică. Uh-huh. Nu? Haide, haide. Uite, am chemat-o aici. Deci noi încercăm acum cumva să reunim familia. Uh-huh. După atâți ani. După atâți ani. După 15 ani, fraților. Hai, înțelegeți-vă. Nu vă mai bateți. Nu vă mai certați. Fiți o familie. Da, dar se vede că ea își cam urăște mama. Adică, na, o înțelegem și pe ea, acum, sincer. Da. Mhm. Ar trebui să meargă undeva. Hai să facem o petrecere împreună. Petrecere? A zis cineva petrecere? Mhm. Oh, yeah. Dăm bumții, să meargă cu toți copiii. Beatbox. Yeah. Uite, unde să meargă? O noapte de jocuri. Hai să meargă undeva. Cei de acasă, bun, și să invite și pe... Pe cine să invite? Pe copii. Un... Da, dar nu o găsesc. Acum am uitat. Melody. Hai să invite și pe Kenya. Pe mine nu. Nu? Nu, să-și invite surorile și copii. Da, de fapt, știi ce? Hai să meargă doar cu copiii ei, mai bine. Păi aia zic și eu, copiii. Doar cu copiii ei adolescenți. Dar hai să-l invite și pe tatăl fetei. Nu? Ok. Ok, dar unde să meargă? A, uite, la clubul ăsta. Pare interesant. Păi zic că îi duci la sala de jocuri? Hmm? Ai zis că le duci la sala de păi jocuri? Păi da, dar nu avem încă o sală de jocuri construită. Aaa, nu. Da, din păcate. De jocuri. Era da, mișto dacă ne duceam la o sală de jocuri, dacă este, și cumva să jucăm jocuri din acelea pe calculator. Dar poți, doar că nu aveam o sală de jocuri construită acum. Da. Uite, s-au reunit toți aici. Se vede cât de fericiți sunt toți. Ia uite-te la fața lor. Yay! Fericire maximă! Hai la distracție, la club! Să dansăm, să ne rupem pe stil. Dar nu e club, practic, e așa, o sală, o piscină, un bar. Hai să vină toți aici la bar și să comande pentru toată lumea. Pizza. Ce să comande? Zebra, plasma. Ce? Zebra? Ce? E cocktail. A, e cocktail. Uite, ceva cu mentă. Ok, menta cocktail. Mm-hmm. Doamne, deci nu cred, a venit și regele aici? Pe bune? Da, uite, au venit toți aici. O, sărăcuța iar nu-și mai găsește locul, măi. Pe bune. Da, băi, parcă ea nu-și găsește niciodată locul, vezi? Tot se simt bine aici. Da, și ea tot... Mm-hmm. Da, din păcate n-ai, probabil are traumă de când era mică. Nu știu ce da. Să zic. Văd că se tot ceartă. Da, n-am ce să le fac, se tot ceartă. Eu încerc să împac, dar degeaba, nu prea merge. Nu prea funcționează. Da, înțeleg. Mm-hmm. Hai, frate, pleacă tu de aici, ca să stea fica, nepoțica noastră. Acum v-ați ridicat cu toții, a? Logic. Oh, dar lor le ies o grămadă de coșuri, vezi așa pe moment. Uite și ea e amețită, și nepoata noastră cealaltă e amețită. Eu zic că o băut și de asta. Da, probabil, pentru că, uite, băutura e... aici, pe jos. Da, de asta.
Dar n-a băut, că era pe jos. Cine a pus băutura pe jos? Oh, a venit și regina cearea. Zici că o caută pe fica noastră. Unde merge fica noastră, vine și regina. Stai să o bat pe regina. Stai să o bat pe regina. De ce o bați? Păi nu, dar știi că nu se înțeleg bine ele două. Și e amuzant că mereu când se întâlnesc să iau la bătaie. Dar ia uite și tu. Deci regina vine aici la bar cu rochea asta. Ok. Cred că și regii se, și reginile se mai distrează, nu? Da, cred că da. Cred că eu așa zic. Oh, avem timp doar 24 de ore să ne plătim facturile, ok. Da, uite, și regina e amețită. Oare au pus ceva în cocktailurile alea? Da, aia mă gândesc, oare au pus ceva în cocktail? Nu te cred, au otrăvit cumva? Păi e posibil. Că se poate să fie ceva o travă în cocktail. Unde a fugit Melody? Deci a fugit Melody. O vezi? Nu, a fugit. Și Enzo? Unde e Enzo? De ce au plecat toți? Doar i-am invitat aici. Ciudat. Da, deci clar nu se vor înțelege. Văd că ăsta o caută pe Melody. Se cunosc oare de undeva? Ia să vedem cine e ăsta. Nu știu, un bătrân. Un bătrân? Da, nu știu de unde se cunosc. Dar știi că au mai fost cazuri în care tot așa ai primit diferite mesaje de la niște bătrâni, cum dacă cineva ar accepta bani? Da, da. Se poate. A, uite, a venit aici. A venit aici, văd. Uite, ăsta e bătrânul. Dar nu știu cine-s. Poate cine se cunoaște din cauza asta. Din ce cauză? Nu știu, poate îi dă bani. Nu cred. Nu? Uite, cântă fica noastră la pian. Opa! Nu se pricepe absolut deloc. Nu? Dar exact toată lumea o aplaudă. Exact ca tatăl. Hai să încercăm, poate se mai împacă. Uite, totuși le-a scăzut aia roșie și acum le-a mai crescut asta verde. Asta e bine. Poate, poate. Văd că ficii noastre vine să verse. Pentru că... De la ceva, de la băutură. A, e băută, e beată. E beată, da. Da, deci, e beată. Deci până la urmă s-ar putea totul să fi fost ceva în cocktail. Eu așa zic. Da, uite, iar se ceartă. Eu am pus să fie ok, dar se ceartă. Ele două nu se înțeleg absolut deloc și nici nu cred că o să se înțeleagă. Da, și eu zic la fel. Da, au avut nevoie de un moment și gata, au luat o razna iar. Uite, pleacă. Vezi, eu ți-am zis. Okay. Păcat, păcat. Ele, cred că, am impresia că nu se vor înțelege până, adică nu că până, deloc am impresia. Hai să mai mergem iar după ea să vedem ce face. Poate cu frații ei totuși, măcar cu frații ei am speranță. Nu știu ce să zic, că într-un fel știi ce mă gândesc eu? Că fica care a fost lăsată, mă gândesc că are ciudă într-un fel pe frații ei. Da, dar e că, și normal într-un fel. Că ei au fost crescuți în puf, știi? Exact. Și ea a fost lăsată. Dar nu l-am mai văzut pe Enzo, unde s-a dus. Pentru că toate gogoșicile ne scriau în comentarii să... ca fica noastră să-și lase iubita și să fie din nou cu Enzo. Serios? Da. Am văzut și eu că scriau că nu le place să fie cu altă fată. Noi nu avem nimic împotrivă cu lucrurile astea. Bine, sunt persoane care au vrut așa un cuplu, sunt persoane care nu, nouă ne e chiar indiferent atâta timp cât se iubesc. Exact. Nu? Corect. Fiecare cu ce iubește în lume. Exact. Ok, hai să vină toți aici să stea în jurul focului măcar. Poate reușesc să... Dar ți-am zis, îmi pare rău că a plecat Enzo. De ce nepoțica noastră se gândește la copii, nu știu? La copii? Da, la copii. Nu știu. Ciudățel puțin. Uite, Natalia a plecat iar, pardon, Melody a plecat iar. Uite, toată lumea e tristă. Vezi și mai ales ea e foarte tristă. Da. Dar trebuie să o ducem și pe ea la doctor pentru că văd că ea a explodat și eu, grămadă de chestii pe față cum am pățit și eu. Dai și eu un tratament din acela cu mască pe față. Păi da, îi dau și eu un tratament. Hai să-i dăm.
Unde e tratament, skincare. Parcă ăsta era, ăsta cel mai scump, da. Că ai văzut mie, mi s-a dus instant, da. Da, dar dacă, de exemplu, îi dai alt tratament care nu e așa scump, nu știu dacă funcționează. Trece, probabil îi trece, doar că, na, ca în viața reală nu e așa de bun, trece mai greu și așa mai departe. Se poate. Da, gata, uite, nu i-a apărut ei mască pe față și nici nu i-au trecut, vezi? Da, chiar că. Ok. Ok, cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare gogoșică și noi ne revedem în următorul episod. Salutare!